făcute toate pregătirile aici, astfel încât totul să decurgă perfect. Pentru că militarii, știm, au făcut mai multe exerciții, antrenamente pentru această zi specială. Să amintim foarte scurt că imediat după paradă președintele Klaus Iohannis merge la Palatul Cotroceni, unde, ca niciodată în anii săi de mandat, organizează această recepție cu cel puțin 2 ore mai devreme. Asta pentru că se grăbește Gabi Klaus Iohannis, primul om al statului, să plece în Dubai pentru următoarele 4 zile. De ziua națională, președintele Klaus Iohannis pleacă în Dubai. Asta după ce săptămâna trecută s-a întors în Africa. Știm că în Dubai este o conferință pe climă la care președintele României se prezintă încă din această seară și mâine va avea șeful statului și un discurs de 3 minute în cadrul acestei conferințe. Însă, iată, recepția va fi organizată de la Palatul Cotroceni. Mult mai devreme vedem imagini în aceste momente cu coloana oficială care îl aduce pe Klaus Iohannis în piața Arcului de Triumf, așadar, urmează în scurt timp îl vedem pe șeful statului coborând din mașina care îl aduce, după care va urma intonarea imnului de stat. Îl așteaptă, desigur, ministrul apărării naționale, domnul Angel Tâlvăr, cel care îl va primi pe președintele României, Klaus Iohannis. Ulterior, președintele României, Klaus Iohannis, va primi onorul de la militarii care se află în piața Arcului de Triumf. Desigur, va depune și o coroană de flori la Arcul de Triumf, acolo unde știm că va face acest lucru în semn de comemorare a soldaților căzuți până acum la datorie. Și vedem momentul. În piața Arcului de Triumf îl putem vedea pe șeful statului, așa cum spuneam, întâmpinat de ministrul apărării naționale, Angel Tâlvăr. Tot executivul se află aici, în piața Arcului de Triumf. Salutul de rigoare. Domnule președinte, personalul participant la parada militară organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României este gata pentru începerea activității. Sunt șeful statului major al apărării, general Vlad. Am urmărit salutul dat de șeful statului general major în cadrul acestei ceremonii, iar președintele Klaus Iohannis merge acum să primească onorul de la militari. Aici în piața Arcului de Triumf, pentru că știm, s-au pregătit foarte mult timp militarii. Bună ziua! A primit șeful statului onorul. 2400 de militari prezenți acolo la fața locului și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamală Română, SRI, TTS. Și acum urmează intonarea imnului de stat. Să urmărim imaginile. Când începe imnul de stat, vedem, s-a salutat președintele României cu Nicolae Ciucă, nu și cu premierul Marcel Ciolacu, dar poate că au făcut acest lucru fără să vedem noi. Iar acum ascultăm imnul. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în soare de-adâncirea barbarii de tirani, barbarii de tirani, acum
Imnul național. Revenim la invitatul nostru în platou, urmează generalul de brigadă Nelu Gabriel Boțog. Am văzut, domnule general, că ați avut emoții inclusiv în acest moment al intonării imnului și vă rog să ne spuneți până la urmă cât de importantă este pentru dumneavoastră această zi. Pentru mine și pentru colegii mei cred că este cea mai importantă zi a calendarului național, în care ne asumăm merite și criticile care ne sunt făcute pentru mai puținele realizări, dar nu neapărat din cauza noastră, în ceea ce privește dotările, înzestrarea armatei, precum și bunurile materiale specifice. Dar este o zi de însemnătate deosebită, pentru că simțim românește, trăim românește și suntem armata poporului. Vedem și momentul depunerii coroanei de către președintele Klaus Iohannis la monumentul Arcului de Triumf. În momentele următoare vom vedea de altfel și constituirea detașamentelor de defilare pe acolo, în piața Arcului de Triumf. O să vedem în doar câteva momente. S-au primit deja mesaje inclusiv de la președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite: România ne-a iubit necondiționat astăzi de Ziua Națională. Premierul României, Marcel Ciolacu, a transmis și el un mesaj cu ocazia acestei zile. Un mesaj important, pentru că vedem, nu putem să nu ne uităm la acest context politic, context economic, unul extrem de tensionat, și spune Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social-Democrat și premierul României, desigur, când cineva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun.
Ei bine, și în politică a mers acest drum comun. Și l-am văzut în ultima perioadă, în ultimul an și jumătate, aproape 2 ani. Un parcurs greoi, am putea spune. Însă, dar deocamdată direcția este una stabilă, dacă ne uităm. Da, și președintele României, până la urmă, Klaus Iohannis, este cel care a dat avizul, ca să spunem așa, acestei această coaliție. Asta în contextul în care ne reamintim că inițial Klaus Iohannis critica destul de dur Partidul Social Democrat. Vedem în imagine că președintele Klaus Iohannis ia locul oficial în tribuna oficială, lângă premierul Marcel Ciolacu, lângă ministrul apărării Angel Tâlvăr, lângă președintele Senatului Nicolae Ciucă. Sunt prezenți acolo și președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis, miniștri, parlamentari, reprezentanți ai mai multor instituții publice și, desigur, membrii ai conducerii armatei române. Iar parada militară este pe cale să înceapă. 2400 de militari și specialiști și, totodată, anul acesta vom avea 250 de militari străini în cadrul acestor festivități. Domnule general, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre militarii străini, pentru că vedem în ultima perioadă încercăm să avem o legătură cât mai strânsă cu cei care sunt colegii noștri în NATO. Foarte mulți militari străini au fost detașați pe teritoriul țării noastre în contextul războiului de la granița noastră. Ei bine, care este cheia în care trebuie să privim această prezență generoasă, 250 de militari străini, la parada de Ziua Națională a României? Prin prezența militarilor străini se poate vedea atașamentul structurilor NATO față de fiecare aliat. Se concretizează efectiv prin structurile multinaționale care sunt realizate pe teritoriul național, respectiv Corpul Multinațional Sud-Est, Divizia Multinațională Sud-Est și Brigada Multinațională de Sud-Est. Sunt structuri în care participă cu forțe marea majoritate a structurilor NATO din cadrul alianței. Sigur, Belgia, Franța, Macedonia, da, Republica Moldova se află și ea printre noi. Vedem de altfel că inclusiv militarii ai Statelor Unite și, bineînțeles, și Turcia, cum menționați și dumneavoastră. Însă, de ce sunt importante aceste legături? Mai ales că am văzut NATO de fiecare dată când a apărut, ca să spunem așa, o amenințare la graniță, NATO a venit întotdeauna cu mesaje de forță. Cu mesaje de forță în sensul sprijinirii apărării teritoriului național, sigur, respectiv al alianței. Este necesară participarea și în structurile multinaționale pe teritoriul național, precum și noi participăm cu forțe și militari în structurile generate de NATO în diferite state aliate. În vederea realizării interoperabilității la nivelul alianței, interoperabilitate care vizează nu numai tehnică, echipamente și mijloace de luptă, ci efectiv personalul structurilor de comandă și execuție din cadrul structurilor militare aliate. Și știți câți militari străini din cadrul NATO se află în aceste momente pe teritoriul țării noastre? În jur de 5.000 de militari americani și avem o structură de nivel brigadă întărită, formată din militari din comandament, este sub ghidarea Franței, militari portughezi, militari spanioli și militari într-adevăr din alte state care sunt locați într-o locație specială, într-un centru de instruire al forțelor naționale. Revenind la imaginile de la fața locului, în aceste momente defilează specialiști din MAPN, Ministerul Afacerilor Interne sau Autoritatea Vamală Română, SRI. În aceste minute vedem aceste defilări pedestre, am putea spune, un tank care conduce militarii care se află în urma sa. Urmează, desigur, să vedem și spectacolul aviatic. În doar câteva minute ne mai despart. Vremea e bună, așa cum vă spuneam, pe tot parcursul acestei zile. 15 grade maxima astăzi în capitală. Deci nu avem de ce să ne facem griji. Vom și vedea. În imagini vedem în aceste momente comandantul Paradei Militare Naționale este generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre, cel care deschide
această paradă urmărită de zeci de mii de români la fața locului, dar și alții, bineînțeles, din fața micilor ecrane. Generalul Dan a condus în ultimii ani două dintre cele trei comandamente NATO aflate pe teritoriul național. Între 2017 și 2020 a fost comandantul Brigăzii Multinaționale Sud-Est de Craiova, iar între 2020 și 2022 a fost comandant al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est din București. Momente importante, oameni importanți, oameni care fac parte din armata română. Domnule general, nu putem să nu vă întrebăm în aceste momente. Dă armata română acum un mesaj că e capabilă să apere această țară în caz de, Doamne ferește, va fi vreodată nevoie, în caz de ne vom trezi în mijlocul unui conflict militar? Da, deci după cum vă spuneam, jurământul de credință al armatei este de a-și îndeplini misiunea inclusiv cu prețul vieții. În ceea ce privește posibilitățile, într-adevăr, în cadrul alianței, nu cred că se pune problema ca teritoriul României să fie afectat de un anumit nivel de război și ca, în acest cadru, statele aliate, bineînțeles, în prima instanță cu forțele din structurile Ministerului Apărării Naționale, să nu facă față unui eventual război, dacă va fi cazul. Am văzut în ultima perioadă, în contextul războiului de la graniță, că au fost numeroase provocări venite în special dinspre Rusia, desigur, provocări cărora nu li s-a dat curs, însă întrebarea este când ar avea loc astfel de incidente. Suntem pregătiți să facem diferența între un incident care are loc în mod intenționat și unul care este pur și simplu accidental, astfel încât să putem lua o decizie rapidă și în consecință? Da, la nivelul Ministerului Apărării Naționale există comisii de cercetare a evenimentelor respective și, într-adevăr, tehnica de sorginte rusească sau a statelor care sunt în sprijinul Rusiei nu este suficient de performantă, astfel încât să crezi în totalitate că sunt provocări efective. De regulă sunt căderi de drone sau alte echipamente, în special aero, care datorită faptului că nu sunt ghidate la obiectiv pot să suporte anumite deviații care să, ținând cont de proximitatea graniței, de fapt granița comună cu Ucraina, să cadă și pe teritoriul național. Știți că avem și acea tehnică militară care poate detecta astfel de drone de la mare distanță. Au fost și situații, am văzut în lunile trecute, când astfel de aparate care s-au prăbușit pe teritoriul țării noastre nu au reușit să fie detectate. De ce s-a întâmplat așa? S-a întâmplat deoarece până în momentul actual radarele armatei române nu distingeau obiecte decât de la anumită înălțime. Astăzi, în schimb, prin ordinul șefului Statului Major al Apărării, s-a dispus un sistem de detectare, verificare și urmărire în zbor a acestor drone și nu se mai pune problema ca să nu poată fi evitată o catastrofă, ca să spun așa, la nivelul sau pentru populația care se află pe malul Dunării, partea românească. Am văzut în imagini defilând, Gabi, inclusiv militari, eroi naționali, declarați eroi naționali, care astăzi sunt în scaun cu rotile, oameni care și-au riscat viața pentru a participa în misiunile de luptă ale armatei României, și-au riscat viața până la urmă pentru această țară, au dat totul și, de asemenea, tot în imagini vedem că în acest moment defilează militarii cu drapelele țărilor participante la această paradă despre care am tot vorbit și pe parcursul zilei de astăzi. I-ai adus în discuție pe acești eroi ai țării noastre, cei care și-au riscat viața și unii dintre ei s-au întors răniți în țara noastră. În opinia dumneavoastră, face România tot ce poate pentru a-i ajuta pentru acești oameni, pentru a le arăta recunoștința pentru eforturile depuse? Da, din speech-ul meu de la început v-am și precizat faptul că ne aplecăm și sprijinim total colegii noștri care au participat în teatre de operații în afara teritoriului, dar inclusiv în evenimentele de instrucție de pe teritoriul național care au
la care au pățit anumite accidente și prin reglementări și hotărâri specifice naționale sunt asigurate anumite resurse speciale pentru acest tip de militari care au suferit anumite probleme din cauza și îndeplinirea serviciului militar. Și cum își arată România recunoștința pentru acești oameni care s-au jertfit pentru țară? Da, sunt anumite, pot să zic, sume care se alocă lunar copiilor, văduvelor sau părinților militarilor noștri, precum și facilități de înscriere în licee militare, academii militare pentru copiii personalului rănit sau decedat în teatrele de operație. Mai avem și acei militari care se află departe de țară și știm că acest lucru se întâmplă, desigur, în fiecare an. Sunt acei militari, cu doi dintre ei am stat și noi de vorbă, unul dintre ei din Republica Centrafricană. Până la urmă este locul cel mai îndepărtat de țara noastră, unde este condusă cea mai importantă misiune din prezent. Dacă puteți să ne detaliați puțin. Comandant al misiunii este generalul de brigadă Tonea. Este o misiune destul de riscantă pentru militarii noștri, dar avem speranța că nu se vor întâmpla incidente. Sunt niște militari foarte bine pregătiți și asigură un sprijin cetățenilor din respectiva țară, astfel încât să nu există conflicte sau monitorizează și prevăd anumite activități de a disturba sau a stopa la timp anumite probleme care ar duce la perturbarea ordinii publice și siguranței naționale în statul respectiv. Spuneați că sunt militari care riscă foarte mult. Care sunt riscurile în acea zonă, Republica Centrafricană, până la urmă un stat extrem de sărac, cu totul și cu totul alte tradiții, obiceiuri și, bineînțeles, riscuri, desigur. Riscuri posibile ar putea fi inclusiv riscuri de sănătate, ținând cont de mediul înconjurător din zona respectivă și de nivelul de climă și manifestarea asupra organismului uman. Și mai mult, cum vă spuneam, ei sunt o forță de stabilitate împotriva anumitor manifestări ale anumitor posibile forțe chiar teroriste, cum observăm că s-a întâmplat în Orientul Mijlociu. O informație de ultimă oră acum, Gabi, sunt sute de oameni care au luat cu asalt magistrala 2 de metrou, Berceni-Pipera, e aglomerație la stația de metrou Aviatorilor, sute de oameni încearcă să ajungă la paradă. Sunt imagini de acolo, să le vedem pe parcursul zilei de astăzi la B1 TV. Bineînțeles că această aglomerație vine în contextul în care ne reamintim ceva mai devreme, chiar noi vorbeam în jurnal Alex Vlădescu despre aceste restricții de circulație impuse. Știm că oamenii vor, desigur, să vină la paradă. În acea zonă e imposibil să vii cu mașina în aceste momente. Cei de la Metrorex spun că au suplimentat numărul garniturilor. Odată la 11 minute vine un tren de metrou. Păi 11 minute, bineînțeles că un timp de așteptare destul de mare. Haideți să ne spuneți ce putem vedea acum în imagini, domnule general. Acum în imagini este detașamentul forțelor aeriene. Detașamentul forțelor terestre, după cum vedeți, defilează pe ecran. Sunt militari din toate structurile categoriilor de forțe, în special, dacă îmi permiteți, sunt militari care marea majoritate dintre ei, după cum vorbeam anterior, au participat la misiuni interlatere de operații. În cursul anilor, peste 5.000 de militari din Armata Română au participat în teatre de operații și, într-adevăr, am avut și regretabile pierderi, dar marele câștig al Armatei Române e că s-a participat în cadrul alianței cu multe state partenere și s-a realizat o legătură comună în cadrul alianței și în special din partea militarilor români cu toate statele din cadrul alianței și mai mult o coeziune de grup și de camaraderie cu aliații noștri cu care luptăm și avem activități comune permanente. Pentru că aveți întregul program al paradei de astăzi, ce urmează după ce se încheie până la urmă această defilare? Pentru că urmează, nu-i așa, dispozitivul de defilare pe tehnică, dacă nu mă înșel? Da, dispozitivul de defilare pe tehnică, condus de generalul major Sava, comandantul Diviziei 2 Infanterie, un participant în misiuni în afara țării, în teatre de operații.
Iar ulterior, după finalizarea paradei, cum v-ați explicat și dumneavoastră, va fi o expoziție de tehnică. Unde românii pot admira pe delete anumite categorii de tehnică. Dotările militare, de da. Vedem în Ipatii, în scurt timp, iată că sunt și reprezentanții ai Ministerului Apărării Naționale. Dacă nu mă înșel. Sunt, defilează acum Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, unde se pregătesc în domeniul aviației, piloți și nenaviganți pentru necesar structurilor de forțe aeriene ale Armatei României. Sunt suficienți piloți în Armata României? Normal, niciodată nu sunt suficienți și ținând cont de programul care se derulează F-16, se, cum să zic eu, progresiv se asigură antrenarea viitorilor piloți cu partenerul strategic și se asigură cât de cât un procentaj maximal pe cât posibil pentru operaționalizarea acestor avioane, inclusiv cu personal piloți din cadrul Academiilor Forțelor. O provocare extrem de mare. Da. E o provocare extrem de mare, deoarece ciclul de instruire este destul de lung. Și, dar totuși, piloții fac încă din timpul studenției anumite activități care să le asigure o ușurință pe parcursul ulterior al cursurilor de operaționalizare și pentru zbor pe avioanele respective. Câte avioane F-16 a cumpărat România, cât au costat și câte vom mai cumpăra în perioada următoare? Deci, prin programul de avioane multirol F-16, în etapa întâi au fost achiziționate succesiv 17 avioane din Portugalia, iar în prezent, fiind etapa a doua de achiziție, urmează încă 32 de avioane din Norvegia, primele trei fiind deja livrate. Vedem în imagini și tinere frumoase, care au ales o carieră militară până la urmă și știm că, așa cum ne spuneți, e vorba de sacrificiu atunci când alegi o astfel de carieră. Câte femei sunt în Armata Română astăzi? Nu știu să vă spun exact, dar pot să vă spun că sunt. Pe toate categoriile. Numărul e în creștere. Iar numărul e în creștere pe toate categoriile de forțe și arme. Și avem o deosebită încredere și în personalul feminin și sunt colegele noastre și luptăm și desfășurăm activitățile umăr la umăr fără nicio problemă de discriminare. Le asigurăm sprijinul, ne asigură sprijinul și ele și eu cred că omogenitatea în materia respectivă se realizează cu brio în Armata României. O carieră extrem de grea pentru o femeie, pentru că vine și cu și mai multe provocări în aceste situații, fiind vorba despre un efort mai mare pe care îl depun cel mai probabil. Nu știu, dacă depun un efort mai mare, acum ține cont de constituția fizică, dar să știți că testele care se realizează în vederea intrării în instituțiile militare de învățământ sunt relativ apropiate de cele ale personalului militar bărbătesc. Și mai mult, eu tind să cred că alegerea doamnelor și domnișoarelor de a urma cariera militară este proprie și, într-adevăr, din patriotism și dragoste de țară și în momentul în care și-au asumat și faptul că trebuie să desfășoare activități, să zic așa, probabil spus, mai mult de nivel atins ca forță și masculinitate. Am văzut și detașamentul de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, dacă nu mă înșel, în imagini, în urmă cu puțin timp. Dacă ne mai puteți spune ce detașamente trec în aceste momente, pompierii militari, cei de la Smurd, îi vedem în imagini. Pompierii militari care anul acesta pe sub Arcul de Triumf au și eroi, pentru că ne reamintim inclusiv pompierii care au fost la Crevedia, se află la această paradă militară. Vedem și detașamentul Serviciului Român de Informații în imagini, un serviciu care vine în ajutorul, desigur, al tuturor instituțiilor. Cine se pregătește acum să treacă pe sub Arcul de Triumf, dacă ne puteți spune, în funcție de imagini, desigur? Deci, probabil, după cursul acțiunilor,
E momentul elicopterelor, trecem deja la aviație, dacă puteți spune așa. Iar Puma, dacă nu mă înșel în aceste momente... Iar Puma socat. Ulterior vor fi avioanele mult apreciate F-16, precum și avioanele de transport de care a spus dumneavoastră Spartan și C-15. În cadrul detașamentelor de avioane vor participa și din avioane F-16 din cadrul armatei turce și a țărilor de jos și Germaniei. Din informațiile pe care le avem până acum, sunt aproximativ 50.000 de români în Piața Arcului de Triumf, care li s-au alăturat celor 2.400 de militari pe care îi vedem acum că defilează pe sub Arcul de Triumf.